În ultima lună am avut două controle succesive la hipermarketurile, supermarketurile și lanțurile de magazine de pe raza județului Suceava, vizând cu preponderență produsele alimentare. Prima acțiune de control s-a desfășurat înaintea Paștelui, iar cea de-a doua, ulterior, în aceleași locații, deci tot la hipermarketuri, supermarketuri, pentru a vedea dacă au dus la îndeplinire măsurile pe care le-am stabilit prin procesele verbale la primul control. Comisarii pentru protecția consumatorilor au descoperit numeroase abateri în ceea ce privește respectarea gramajului nedeclarat, etichetarea produselor alimentare și s-au constatat încălcări ale legii 363 pe 2007 privind practicile comerciale înșelătoare. Astfel, la raioanele de produse lactate ambalate s-au identificat produse tartinabile pe bază de grăsimi vegetale, înlocuitori de brânză sub formă feliată sau calup, asemănătoare brânzei topite. Deși produse pe bază de caseină și grăsimi vegetale, acestea erau prezentate alături de sortimente de brânză de vacă și de oaie, fără a fi specificată natura lor. Elena Oanea, comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava, îi sfătuiește pe suceveni să fie atenți atunci când fac cumpărături, mai ales la modul de ambalare al produselor alimentare și la condițiile în care acestea sunt depozitate. Sfaturi rezultate ca urmare a concluziilor în urma acestor controle. Rugăm toți consumatorii că atunci când cumpără produse alimentare să acorde o atenție deosebită modului de prezentare a ambalajului acestora. În cazul în care ambalajul este bombat sau deteriorat, sfătuim consumatorii să nu achiziționeze produsul respectiv pentru că nu prezintă suficientă siguranță pentru acesta. Să se acorde o atenție deosebită condițiilor de depozitare a produselor alimentare în spațiul de comercializare, dar să nu uităm că trebuie să respectăm condițiile de depozitare respective și la domiciliu. Să solicităm vânzătorului, atunci când magazinul nu este cu autoservire, să ne prezinte eticheta produsului ca să-i vedem compoziția. Să vedem data limită de consum și nici într-un caz să nu achiziționăm produse care au data limită de consum depășită, ștearsă, greu lizibilă sau care nu au înscris această dată. Să se solicite de fiecare dată bonul de casă pentru a se putea proba la instituția noastră în situația în care se dorește să se facă o reclamație. Și nici într-un caz să nu se cumpere produse alimentare din locuri neautorizate. Acești comercianți care vând produse alimentare în locuri neautorizate nu au cum să respecte normele de depozitare și de păstrare a produselor respective și de asemenea nici nu eliberează bon de casă care poate să justifice tranzacția respectivă.